Boxul este un sport de tradiție în orașul de la Dunăre, tocmai de aceea Primăria Municipiului Galați, Fundația Sportul Galățean și Clubul Sportiv Municipal Dunărea, organizatorii Cupei Dunării, s-au gândit să omagieze toți marii campioni pe care i-a dat arta pugilatului. Avem și invitați fostele glorii ale boxului galățean, care vor fi ovaționați acolo. Sperăm să fie un început de evenimente ale boxului. Această competiție reprezintă doar un prim pas în reintegrarea boxului printre disciplinele care contează în Galați. Ca în orice lucrare mare, se încep lucrurile mici fac. Deci cu pași micuți ajungem departe. Deci asta va fi prima competiție, dacă putem să-i spunem așa. Și odată cu căpătarea acestei experiențe și cu implementarea boxului în manifestările periodice ale municipiului Galați, sperăm ca, dacă nu lună de lună, pe timpul verii, să avem măcar la două luni un eveniment de box în care să delectăm iubitorii pugilatului din municipiul Galați, din județ, pot veni și din altă parte. Iubitorii boxului sunt așteptați vineri și sâmbătă de la ora 18 pe platoul falezei inferioare din dreptul elicei, unde va fi amplasat ringul pe care se vor întrece competitorii.